Consiliul Județean Călăraș a numit-o în funcția de manager interimar al Spitalului Județean Călăraș pe doamna Daniela Mihai. Potrivit biroului de presă al Consiliului Județean, mandatul în fruntea instituției a început luni 13 mai și se încheie după șase luni. Numirea doamnei Daniela Mihai, o profesionistă în managementul administrației publice în funcția de manager interimar, reprezintă o garanție suplimentară că vom continua proiectele începute la Spitalul Județean, iar oamenii din Călăraș vor beneficia ca și până acum de cea mai bună îngrijire medicală, spune președintele Consiliului Județean Călăraș. Avem deja aprobat proiectul, continuă Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean, pentru construirea noii aripe a Spitalului Județean, urmând ca în scurt timp să definitivăm și alte două obiective importante pe care Consiliul Județean și le-a asumat, dotarea cu aparatură nouă de ultimă generație a întregului spital și anveloparea clădirii. Trebuie să funcționăm în echipă și cu încredere unii în alții, a declarat președintele Consiliului Județean. Totodată, acesta a ținut să-i mulțumească fostului manager al spitalului județean Valentin Emanoil, pentru munca depusă în cadrul instituției. Spitalul s-a transformat într-un reper pentru oamenii din județ, a continuat Vasile Iliuță. A fost inaugurat un bloc operator, au fost atrași medici tineri și competenți, iar maternitatea a fost clasificată superior și are adevărat Dresabilitate din ce în ce mai mare. Fondurile alocate Spitalului Județean de către Consiliul Județean Călăraș se ridică anul acesta la 3 milioane de lei.